și al Fiului și al Sfântului. La mulți ani, oameni buni, la mulți ani, popor român, și la mulți ani, fii ai Bisericii lui Hristos, ai Bisericii Ortodoxe, adică popor creștinesc. Vă spun lucrurile acestea pentru că zilele acestea s-aud în continuu, cântându-se și lăudând poporul și neamul și valorile noastre creștinești și s-a urat în continuu la mulți ani. Dar vă spun lucrurile acestea, v-am urat la mulți ani din perspectiva Evangheliei de astăzi. Și știți de ce? Pentru că este Duminica Orului și se potrivește la toți Duminica aceasta ca să ne urăm unii altora la mulți ani, pentru că atât din perspectivă umană, cât din perspectivă de fi ai neamului acestuia, adică de români, cât și de oameni omicești, suntem cu toții orbi. Orbi pentru că nu vedem. Nici în planul fizic, nici în planul acesta rațional al ideilor și nici în planul duhovnicesc. Pentru că sunt trei vederi, cum am spus de multe ori, vederea aceasta fizică, vederea rațiunii și vederea duhovnicească. Suntem orbi, iubiți credincioși, dar mai avem o carență. Nu strigăm ca orbul din Evanghelia de astăzi. Iisuse, Fiul de-a lui Dumnezeu, miluiește. Și când a văzut poporul și cei din jurul lui, că acesta a strigat și a ridicat glasul, au sărit cu toții pe el și au pus taci. Nu mai striga, nu mai zi nimic. Iar acesta a ascultat rugăciunea ca să fie mai cu intensitate. N-a mai spus Iisuse, Fiul al Dumnezeu, miluiește-mă, ci a spus doar atâta, Fiul al lui David, miluiește-mă. Și a strigat cu atâta intensitate până când Mântuitorul s-a întors cu fața către el și a spus, ce vrei să-ți fac? Vreau să văd. Și Mântuitorul a vindecat pe loc pentru credința lui, iubiți credincioși. Această Evanghelie de astăzi nouă se potrivește ca oameni și ca neam din toate punctele de vedere. Pentru că tot anul acesta s-a vorbit în continuu despre unitatea de credință și unitatea de neam. Două valori pe care noi ar trebui să le respectăm așa cum se cuvine. Dar ce înseamnă unitatea de credință, iubiți credincioși? Înseamnă unitate de închinare în Duh și adevăr. Înseamnă unitate de gândire conform dogmelor lăsate de Sfinții Părinți, de Sfinții Ecumenice, de Sfinții Apostoli și de Sfânta Evanghelie propovăzită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Înseamnă unitatea omului în întregimea lui, așa cum l-a așezat Sfântul Dumnezeu din început. Pentru că atât timp cât Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut trup și suflet și a fost în el suflare de viață, adică a dat Duhul Sfânt, și acesta trebuia să trăiască atât la nivel trupesc, la nivel sufletesc, cât și la nivel duhovnicesc, trebuia să trăiască din perspectiva luminii și adevărului. Dar acesta căzând din adevăr, iată că a căzut din har și a căzut totodată și din lumină. Și toate din el s-au despărțit, adică s-a pierdut unitatea duhovnicească, unitatea rațională, unitatea emoțională și unitatea fizică. Pentru că omul, iată că s-a îngroșat și s-a dus în animalitate. Ce s-a întâmplat, iubiți credincioși? Pierzându-se unitatea cu Dumnezeu, a pierdut omul și unitatea cu creația. Pierzând unitatea cu creația, toate dezbinându-se datorită căderii acestei verici care lega creația de Dumnezeu, iată că omul a fost izgonit din rai și a început să muncească într-o sudoare a lui și animalele să-l prigonească, a început să se sperie de toate, focul să-l ardă și toate stihiile să-l rănească pentru că au pierdut această unitate. Deci unitatea duhovnicească, odată pierdută, determină dezbinare totală la nivel orizontal în unitatea aceasta a creației. Și omul s-a mulțit, s-a împlinit pe fața Pământului și s-au dus în direcții diferite, s-au întemeiat comunități și etnii și neamuri și fiecare cu trăirea lui, cu limba lui, cu starea lui duhovnicească, pentru că se închinau la duhuri rele și nu se închinau în Duhul Sfânt lui Dumnezeu
și au început să devină închinători la idoli și s-au împânzit pe toată fața pământului și se învrăjbeau unii cu alții, nu mai aveau conștiința că sunt frați, că sunt fii al lui Adam și că sunt fii al lui Dumnezeu. Această progresie, să zic așa, a dus până în momentul în care au zis așa să facem noi un turn de pe pământ până la cer. Într-o mândria lor și au vrut să facă turnul Babel. Și Domnul le-a împânzit, le-a împărțit. Ilimbile s-au împrăștea pe fața pământului și nu se mai înțelegea om cu om. S-a spart unitatea duhovnicească, s-a spart unitatea de limbă, s-a spart unitatea de tradiție, s-a spart unitatea iubiți credincioși de neam și toți s-au împrăștiat. Până când, din mila lui Dumnezeu, iată că la pogorârea Duhului Sfânt, odată ce s-au împânzit limbile, s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc. Peste apostoli și apostolii s-au dus în toată lumea și au refăcut în temei bisericii. Unitatea de Duh, unitatea de gândire, unitatea de limbă, pentru că vorbeau aceeași limbă a Duhului Sfânt, unitatea emoțională și omul a început să fie, de fapt, iar un întreg, pentru că doar un om restabilit în har, în Sfânta Biserică, într-una Sfântă, sobornicească și apostolească biserică, este cu adevărat om. Dar în clipa în care omul a mai stat în voia lui Dumnezeu, în gândirea lui Dumnezeu, în harul Duhului Sfânt, v-am spus de multe ori că s-a dus în poftă și în mânie. Ce a determinat lucrul acesta? A determinat ca oamenii și neamurile să se învrăjbească unii cu alții datorită poftei, să dorească pământul celuilalt, să dorească hrana celuilalt, să dorească toate celelalte ale celuilalt. Și datorită acestei pofte, iată că a apărut mânia, a apărut războiul, au apărut cuceririle de teritorii și toate celelalte, pentru că nu erau acestea decât un balans, o proiecție a desfigurării interioare a realității ființei umane. Și atunci, vă spun lucrurile acestea, tocmai pentru că în minunea aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos, îl lasă pe acest orb să strige de toată puterea lui. Pentru că dacă omul nu strigă din toată puterea lui, nu primește darul de la Dumnezeu. Și acesta a cerut să vadă, să vadă în lumina fizică. Dar după ce a dat Dumnezeu lumina aceasta și s-a bucurat, iată că a început să umble și să cugete și să-L urmeze pe Hristos. Dar nu numai atât, a început să dea slavă lui Dumnezeu. Adică s-a refăcut unitatea lui interioară și la nivelul fizic, și la nivelul rațional și la nivelul duhovnicesc, pentru că în inima lui cânta și dădea slavă lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, m-am tot frământat zilele acestea și mă gândeam, după ce a fost sărbătoarea Sfântului Andrei, un fiul chemat, după ce ieri a fost sărbătoare națională în care ți-au fi frății de oarte în biserici, cântându-se și foarte multe tedeuri, și vorbindu-se despre unitate de neam, de credință și de șteapă de România, mă tot gândeam, iubiți credincioși, oare să spunem noi la predică ceea ce gândim sau să vorbim protocolar ca să dăm bine la public? Să vorbim oare ce trebuie să spunem adevărul sau să o dăm razant cu o predică sufletitoare ca să dăm noi bine în fața neamului și în fața bisericii, ca nu cumva să fim catalogați ca extremiști, ca fundamentaliști, ca oameni care se luptă în continuu și sunt contra la orice și să spună etichete. Să spunem ceea ce vedem cu vederea duhovnicească când ne-a dat Dumnezeu sau să stăm cu capul în pământ. Când am început această mănăstire, iubiți credincioși, și această biserică, să știți frățile voastre, care în fundația ei numai pietre așa mari adunate de pe tot acest munte, în acest munte, unde peste tot ar găsi numai tranșee. Și fiecare piatră de la această Sfântă Biserică are pe ea, sigur, o picătură de sânge a unor eroi. Eroi care s-au luptat pentru unitatea neamului, pentru integritatea țării, pentru demnitate, pentru libertate, pentru suveranitate și pentru toate celelalte virtuți și valori ale unui neam. Și această biserică este ea însăși un antimis. Și această zonă este el însuși, acest deal, un antimis, pentru că poartă pe el picături de sânge ale martirilor care s-au jertfit, cred că mulți dintre ei, și pentru credință, nu doar numai pentru unitatea teritorială a acestui neam. Pentru că martirul și eroul este cel care și-a depășit conștiința de sine, iubirea de sine, și conștient are o gândire de om și o gândire pentru toți ceilalți.
Sfântul este cel care și-a primit iubirea de sine și iată că are o gândire universală, pentru că el se roagă din perspectiva credinței lui în Dumnezeu, se roagă pentru toată omenirea. Și atunci, punem întrebarea. Ce trebuie noi să înțelegem în vremurile acestea? Dacă acești eroi, dacă acești oameni care au fost tineri, au fost vânjoși, au avut familie, au avut copii, și au lăsat și casă, și masă, și mamă, și tată, și tot, au lăsat pentru un ideal ca noi, în ziua de astăzi, să trăim mai bine, să avem o țară a noastră, copiii să învețe în niște carte, să stea într-un cămin călduros, bătrânii să stea să-și ducă bătrânețea în titna lor după o viață de muncă, familiile să fie unite, să se păstreze graiul românesc, să păstrăm aceleași valori culturale și ale tradiției și mai mult decât atât, să păstrăm credința noastră, să fim un neam unit în casa noastră, în pământul nostru, în familia noastră, aceștia s-au jertfit, iubiți credincioși, pentru aceste valori. Și atunci să punem întrebarea. Oare mai avem noi țară? Sau este vândută? Sau cucerită? Oare mai avem noi tradiții? Sau sunt dezbinate prin toate celelalte tradiții satanice care vin din exterior ca să ne distrugă nouă valorile noastre românești? Oare mai avem așa curată? S-a început să se impurifice prin tot soiul de cuvinte și jargoane venite din exterior și din interior, de la neamuri viclene și neinstruite. Oare mai avem de acel simțământ românesc din credincioși? Sau el poate n-a vibrat inima noastră deloc? Pentru că dacă stai de vorbă cu oameni, o să vezi că ți se spune pe dedesubt, că n-au curajul, poate să zică, parcă n-am simțit nimic ieri, parcă n-a fost sărbătoarea care trebuia să fie. A fost o emulație. Dar ne-am scârbit când am văzut atâția politicieni trădători, ne-am scârbit când am văzut atâția falși care au depus, de fapt, coroane din obligații. Ne-am scârbit și ne-am scârbit. Adică acești oameni au murit, iubiți credincioși, ca noi să fim la urata scârbiți în țara noastră. Dar a fost chiar scârbiți pentru că, iubiți credincioși, și noi, la rândul nostru, ne-am lăsat manipulați din toate părțile. Ne-am lăsat manipulați pentru că ne-am pierdut marele ideal. Și ne-am dus tot timpul cu minte la idealuri chiar naționaliste, chiar de familie, chiar de cultură, chiar de tradiție. Toate acestea n-au decât rolul să susțină marele ideal. Marele ideal fiind acela de a ajunge în împărăția cerurilor. Și dacă tu nu mai ești cu gândul la unitatea duhovnicească și ești cu gândul doar la unitatea românească, ai pierdut tot. Dacă nu ești cu gândul la credința în Hristos și ești cu gândul doar la niște valori, să zic așa, culturale și românești, ai să ajungi un român care nu s-a mântuit. Pentru că n-ai ajuns să treci dincolo în țara făgăduinței, adică în împărăția cerurilor. Și uitați-vă, frăților voastre, și să nu mă înțelegeți greșit. Uitați-vă chiar în imnul nostru. Pentru că noi spunem, deșteaptă-te, rămâne din somnul cel de moarte. Dar somnul de cel de moarte, iubiți credincioși, este somnul care aduce moartea. Și moartea este plata păcatului. Și păcatul cel mai mare, iubiți credincioși, este lepădarea de Dumnezeu și erezia, care acum este în floare, da? Și apoi păcatele care sunt trupeci, care sunt grosiere, care toate celelalte care ne-au umplut neamul nostru. Cum să ne deșteptăm noi din somnul cel de moarte, dacă suntem pătimași și ignoranți din toate punctele de vedere? Cum să înțelegem acest strigăt al înaintașilor noștri? Pentru că noi vorbim în acest timp despre faptul că trebuie să avem în mâinile noastre un sânge de roman. Dar oare nu trebuie să avem sânge de roman? Pentru că aceștia au fost cuceritori, iubiți credincioși. Dar de ce să nu avem și un sânge de dac? Dar oare noi trebuie să avem în brațele noastre un sânge de dac sau de roman? Sau trebuie să avem un sânge de români? Și ce înseamnă să ai un sânge de român, iubiți credincioși? Înseamnă să ai în tine toate valorile tale de credință care le avem ca români. Adică credința cea adevărată, bunătatea, ospitalitatea, jertfa și toate celelalte. Asta înseamnă. Dar nu cumva ne s-au infuzat niște valori chiar prin limbul nostru, fără ca noi să fim conștienți, pentru că nu mai avem trezirea aceasta a minții. Și trebuie să spunem lucrurile acestea pe față. Pentru că oare nu Traian a fost cel care într-o singură zi a jertfit 12.000 de creștini
Și atunci ce sânge trebuie să curgă în brațele noastre? Oare nu trebuie să curgă sângele mielului care a ridicat păcatele lumii? Pentru că marele ideal lui credincioștii, acela de a ajunge în împărăția cerurilor și neamurile fiecare în felul lui, trebuie să se smerească în fața mielului Dumnezeu. Adică să-și păstreze darurile care le-a primit de la Dumnezeu, dar să le consacre și să le pună la picioarele crucii. Deci noi trebuie să ne lăudăm că în brațele noastre trebuie să curgă sângele mielului și nu sângele lupului, care l-aveau chiar dacii, pentru că și ei erau închinători la zei. Trebuie să curgă sângele mielului, iubiți credincioși, și nu a vulturului care și noi l-avem pe stemă. Dar neamul românesc nu este un neam de luptători, de cuceritori, pentru că vulturul este un semn, un simbol care îl poartă cei care au fost cuceritori, un simbol al romanilor și care îl poartă cei care au puterea sau imperiile din Europa și numai. De aceea, haideți să trecem o leacă cu mintea și să vedem. Eu vreau să fiu un om. Vreau să fiu un om pe fața Pământului care să trăiesc în ființa mea după principiile pe care mi-a lăsat mie Dumnezeu și nu anumite momente ale istoriei. Și trebuie să fim cei care slujim crucii și nu altor simboluri. De ce spun lucrul acesta? Dacă avem pe Sfânta, pe steagul nostru, simbolul Sfintei Cruci, poate ar fi trebuit să stea mai mult, să zic așa, crucea lângă porumbel și nu crucea lângă vultur. Crucea lângă porumbel, pentru că porumbelul noi care a avut în cioc acea ramură de măslin, este simbolul Duhului Sfânt care a purtat crucea cu Hristos sau jertfa lui Hristos și prin care a venit unitatea de credință și apoi unitatea de neam la cei care l-au acceptat pe Hristos. De aceea trebuie să ne ridicăm la un alt nivel de conștiință și când spunem deșteaptă-te române, nu să te deștepți la o luptă pe orizontală, pentru că în ziua de astăzi mai puteți să vă apărați voi țara, mai aveți ce să apărați din pământurile acestea care sunt vândute, mai putem să apărăm din pământurile care nu mai există, mai putem să apărăm ceva când familiile toate sunt plecate în străinătate și găsești un apartament gol, un apartament plin, două apartamente goale și unul are la preotul, la ușa cui se bată când vine cu molifta. Aceasta este situația neamului și nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, nu credincioși. Deci unitatea de credință determină unitatea de neam. Poate ar trebui să ne gândim când se vorbește despre tricolorul nostru la roșu, galben și albastru. Poate ar trebui să vedem din altă perspectivă. Pentru că auzim în teologia ortodoxă vorbindu-se despre curățarea de patii și dobândirea virtuților, despre luminare și despre îndumnezeire. Poate roșu, galben și albastru ar trebui să ne ducă cu mintea la misiunea noastră de a păși pe treptele acestea ale curățării, luminării și îndumnezeirii așa cum putem noi în vremea aceasta, pentru că încă lucrează Harul Duhului Sfânt. În Sfânta Biserică, în Sfânta Biserică avem pe Hristos, pe Sfânta noastră. Haideți să transfigurăm tot, iubiți credincioși, pentru că chiar în imnul nostru spune așa, că noi trebuie să ne lăudăm în lume, că purtăm în pieptul nostru un nume de Traian, un nume de prigonitor, să le spunem pe față, iubiți credincioși. Un nume care a făcut mii de mucenici și mă repet, sau poate ar trebui să purtăm în pieptul nostru, unde este inima noastră, unde spunem rugăciunea inimii, să purtăm un nume de Hristos. Adică, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Haideți să ne ridicăm, pentru că idealul care ne-a mai rămas nouă în ziua de astăzi, iubiți credincioși, nu este decât ultimul ideal, pentru că suntem spre sfârșitul vremurilor. Acela de a ne pregăti pentru un pământ nou și pentru un cer nou. N-ai cum să-ți aperi țara cu niște oameni păimași. N-ai cum să-ți aperi pământul cu niște oameni ignoranți. N-ai cum să-ți aperi tradițiile și credința, cum spune chiar în imnul nostru, preoți cu cruci în mână, iubiți credincioși. Care preoți cu cruci în mână? Ați văzut frățiile voastre, preoții, să ia atitudine și să spună că le s-a trădat credința prin ecumenismul acesta, care tot timpul îl numesc blestemat, la sinodul târnăresc din Creta, unde arhiereii și mai mari au trădat credința? Pentru că vă spun un lucru, în timp ce noi stăm și ne relaxăm și mâncăm în postul Crăciunului, lepădând această lucrare de ascetă de 40 de zile, o lepădăm, mâncăm,
mâncând fasole cu ciolan, în loc să spunem toți ar trebui să ținem post aspru pentru această zi, pentru că acești oameni au murit pentru noi, și noi ce facem în aceste zile? Noi mâncăm fasole cu ciolan. Cine sunt reperele noastre biscuitincioși? N-ar trebui mai mari noștri duhovnicești să spună stop, nu faceți această blasfemie? N-ar trebui să spună mai mari care conduc din punct de vedere lumesc, nu le pădați credința lepădând postul, pentru că vi se va duce și ultima fărâmă de unitate de credință și de neam pe care o mai aveți. Și atunci nu mai poți apăra nici pădurea, fagul din fața casei îl vinzi tu cu mâna ta, nu mai păstrezi ca pe un simbol, nu mai poți să-ți păstrezi nici grădina din spatele casei pentru că aceea ai vândut-o ca venit un străin și a făcut o sondă sau un supermarket, nu mai poți să păstrezi nimic, dar mai rămâne ceva eu, credincioși. Credința cea adevărată din inimile noastre. De aceea uitați-vă și frățile voastre. Nu cumva spune acolo un psalm. Iar unde lemnul păcătosului să nu ungă capul meu, și cel mai mare păcat este păcatul ereziei. Și în momentul în care se sfințește o catedrală, se unge cu unt de lemn. Iar cei care au venit să ungă cu unt de lemn a fost Patriarhul Constantinopolului, care este un ereziar pe biscuitincioși, pentru că din toate unghiurile nu face altceva decât să propovăduiască ecumenismul. Și o țară întreagă a jertfit bănuțul prin preoți care au făcut colecte și a bănuțul acesta l-a dus la o catedrală care a fost sfințită de cine? De cei care propovăduiesc cea mai mare erezie a tuturor timpurilor, care este ecumenismul. Și atunci, deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte. Adică trezește-te. Pentru că în momentul în care tu stai și te uiți și se sfințește o catedrală muncită de tine, iată că este de fapt binecuvântată de niște oameni cu chipul Evlaviei care propovăduiesc erezia. În momentul în care se vorbește despre unitate, de fapt se propovăduiește unitatea în diversitate, principiul masonic. În momentul în care tu spui deșteaptă-te români, o să vină în lojile masonice, o să vă uitați în filmulețe pe net cum cântă aceștia așa cu atitudine, ca și cum ei au înfăptuit toate evenimentele din istoria neamului acesta. Pentru că vi s-a infuzat pe filiera romanică, vi credincioși, vi s-a infuzat ce? Prin ezuismul, prin ezuiți, ni s-a infuzat ideea că noi suntem aici cam vioara a doua. Pentru că din altă parte am primit și limba, am primit și cultura, am primit și credința și acum toate celelalte încearcă să li se fure. Să nu uităm că Sfântul Andrei ne-a dat credința. Să nu uităm că strămoșii noștri ne-au păstrat valorile noastre. Și uitați-vă pe oie. Câte simboluri ale armoniei. Câte simboluri, iubiți credincioși, ale perfecțiunii. Câte simboluri ale comuniunii într-o horă. Câte simboluri în toate cele ale noastre. Istorie care nu o știm vreo 1000 de ani, pentru că nu se prezintă. Toți cei din jurul nostru își cunosc istoria, dar nouă ni s-a furat istoria și ni se spune ceva pe filieră pașoptistă, pentru că aceștia au fost, iubiți credincioși, instituiți în Occident și trimis tocmai ca niște repere pe care noi să le urmăm și nu mai știm cine suntem. De aceea, să lăsăm pe istorici și dacă am spus vreo greșeală, îmi cer iertare din perspectivă istorică, pentru că nu suntem specialiști. Dar să lăsăm pe istorici să se frământe, să pună întrebarea și să aibă curajul mărturisirii, să ne spună care este adevărata istorie a neamului nostru, să-i lăsăm, iubiți credincioși, pe cei care sunt în măsură, din punct de vedere cultural și etnografic și științific, să ne spună despre neamul acesta, dar noi, dacă suntem în Sfânta Biserică, trebuie să știm următorul lucru, că toate vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și atunci, trebuie să ne punem viața noastră din perspectiva morții și a învierii, adică vieții veșnice, iubiți credincioși. Și trebuie să conștientizăm că un om nu poate să ajungă în împărăție dacă nu s-a unificat. Monos, monah, înseamnă cel ce care s-a unificat. Dacă nu ți-ai unificat mintea și cu inima, ești un om desmembrat. Dar și creștinul trebuie să se unifice în ființa lui. Dar n-ai cum să ai o familie unificată și unită dacă ea nu are valorile duhovnicești autentice în ființa ei. Pentru că au aceeași casă, au aceeași masă, au aceeași pâine, au aceeași tradiție, dar fiind pătimași, unul se uită în stânga și celălalt se uită în dreapta. Și nu au același lucru în casa lor.
Iar dacă o familie nu poți uni, cum poți să unești o comunitate sau un sat? Pentru că toți sunt desmerați din punct de vedere de duhovnicește. Cum să poți uni un neam, zici credincioși? Pentru că noi suntem mădulare unii altora, fiecare parte. De aceea fiecare trebuie să se edifice în sine, să-și vadă care este rostul lui pe fața Pământului și din perspectiva a rostului pe care l-are Dumnezeu cu el să se manifeste ca ființă, ca familie și ca neam. Pentru că e o nebunie să te crezi bunicul Pământului ca neam și este o altă nebunie să intri într-o vrajbă continuă cu toate neamurile Pământului, crezând pentru o bucată de pâine sau pentru milimetru de pământ că trebuie să ucizi și toate celelalte. De aceea trebuie să ne ridicăm, pentru că vorbesc pentru cei care, la ora actuală, poate ar fi vrut și ei să fie în țară, lângă moșii și strămoșilor, dar sunt săraci prin străinătate. Sunt săraci și sunt chinuiți familiile dezbinate. Copiilor învață când mâna un pic acasă, când învață engleza, pe acolo unde sunt ei. Îi întreb pe copilaș, ce ești tu? E englez. Pentru că el acolo s-a născut, acolo a mâncat, acolo a învățat, acolo a colaborat cu toate neamurile Pământului. Și atunci, uitați-vă unde sunt nepoții noștri, copiii noștri, strănepoții noștri. Sunt în pământ străin, iubiți credincioși. Dar oare de ce? Pentru că suntem supuși acestui fenomen de globalizare, în care prin egalitate, fraternitate și libertate, pe filieră masonică, ni s-a furat egalitatea, fraternitatea și libertatea. În care prin unitate, în diversitate, v-am spus mai devreme, ni s-a furat nouă unitatea. În care prin ecumenism ni se fură, iubiți credincioși, unitatea de credință. Și unitatea de neam este dezintegrată, pentru că uitați-vă că aproape nu mai este nimic al nostru și lângă steagul nostru românesc, așa, care și acesta parcă nu mai e așa de pur cum ar trebui să fie, există la fiecare primărie, există la fiecare loc, este un steag în care există steaua în cinci colțuri, este o stea ocultă, o stea, iubiți credincioși, care nu face altceva decât să-i ducă pe toți oamenii în simțuri și le atragă mintea din lumina lui Dumnezeu. Trebuie privite lucrurile și din perspectiva aceasta duhovnicească. Sau nu și din perspectiva duhovnicească, din perspectiva duhovnicească. Pentru că dacă nu le privim așa, o să ne emoționăm la un cântec românesc, o să ne mai încântăm la o comuniune, la o plăcintă românească, o să ne mai bucurăm când ne s-a mai dat o zi liberă și sub aceste drăgălășeni, niște credincioși, ni se fură nouă ceea ce avem noi mai scump și neamul, și țara, și pământurile, și familiile, și sufletul din noi. Dar n-aș vrea să închei acest cuvânt fără să amintesc o tâlcuire foarte frumoasă și delicată a Părintelui Dumitru Stăniloae, mare teolog, ați auzit de el. Spune la un moment dat că noi avem niște cuvinte cheie care se găsesc numai la noi. Dumnezeu drăguțul, Măicuța Domnului, Sfânta zilei astăzi și legea românească sau strămoșească. Și el le spune așa. Vui de ajuns să stai pe pământul ăsta să vorbești românește ca să fii român. Pentru că trebuie să ai un suflet plămădit din valorile, să zic așa, sedimentate sute de ani din moșii și strămoșii noștri. Și când spui Dumnezeu drăguțul, pe Dumnezeu îl numești cum? Și Domn și Dumnezeu. Și om și Dumnezeu. Cum a spus Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și când îi spui că este drăguțul, iubiți credincioși, asta spui că Tatăl tău, Părintele tău, Dumnezeul cel Ceresc, Tatăl cel Ceresc, este drăguț, adică este într-o intimitate cu tine, într-o apropiere cu tine, într-o comunie cu tine, într-o prietenie cu tine, într-o drăgălășenie cu tine. Și atunci un cuvânt care spune clar că Dumnezeul nostru, ca ființă, este de neatins, dar este într-o intimitate cu noi prin energiile de create ale Duhului Sfânt. Această teologie a energiilor de creat, care este foarte bine explicată de Sfântul Grigore Palama, nu o să găsiți la papistași care spun că Harul este grație creată, l-a suit undeva pe Dumnezeu în cer, a lăsat un vicar pe pământ, fac cu polile acestor catedrale ca un stăpân și ei, de fapt, nu se închină la Dumnezeu cel adevărat. Deci când spui Dumnezeu drăguțul, trebuie să fii, de fapt, închinător la acest Dumnezeu care comunică cu noi prin energiile necreate. Deci dacă vrei să fii român autentic, trebuie să ai și tradiția, și limba, dar și credința ortodoxă ca să fii român adevărat. Dumnezeu drăguțul, iubiți credincioși, nu poate să spună un protestant sau un neoprotestant care el nu se închină la cruce, care nu o consideră pe Măicuța Domnului
născătoare de Dumnezeu. Și atunci, când spui Dumnezeu drăguțul și măicuța Domnului, trebuie să fii, am spus, vorbitor de limba română, trăitor aici, dar n-ai cum să fii participant la toate casele acestea de adunare care au apărut ca ciuperce după ploaie. Pentru că ei, de fapt, nu mai sunt români cu sufletul, ci sunt trădători de credință și de neam. Dar cu această comuniune, cu papistani și protestanți, neoprotestanți și toate celelalte, nu mai zic de panteiști. Pentru că nu poate să zică Dumnezeu drăguțul, cel care crede că Dumnezeu este un principiu sau că este Universul și haideți să ne integrăm în Univers cu toate aceste tehnici orientale care au venit după Revoluție în țara noastră. Vrei să fii român? Vrei să fii om? Vrei să fii creștin adevărat? Trebuie să te raportezi cum trebuie la Dumnezeu. Și trebuie să o cinstești pe măicuța Domnului, că este și măicuță, cum sunt maicile din mănăstiri, și născătoare, adică are prunc. Vedeți cum o spune? Măicuța Domnului, adică și maică, și fecioară. Și spune vorba Românului, măicuța Domnului Dumnezeu Trăgutul și Sfânta Zi de Astăzi. Ce înseamnă Sfânta Zi de Astăzi? Înseamnă un prezent continuu, iubiți credincioși. Un prezent continuu înseamnă că să te lași cu totul în voia Dumnezeu, să le pui pe toate la picioarele Dumnezeu, să crești că Dumnezeu îți poartă de grijă, că tu prin tine nu ai nicio putere, că așa trăi neamul nostru românesc, că își făcea o Sfântă Cruce și spune așa, dacă mi-a ajutat Bunul Dumnezeu, iată că și astăzi om mai face ce avem de făcut și mergeau înainte și cu această credință simplă au răzbătut tuturor loviturilor care au venit din toate direcțiile, din toate imperiile. Iubiți credincioși, Sfânta Zi de Astăzi, am spus că înseamnă să nu te duci cu mintea nici în trecut și nici în prezent, să stai într-o trezvie continuă, într-o iubire continuă, într-o rugăciune neîncetată. Asta înseamnă lucrare duhovnicească la nivelul poporului, iubiți credincioși. Și când am spus să ne păzească Dumnezeu ca să putem să păstrăm legea noastră strămoșească sau românească, când se vorbește despre legea strămoșească, să știți că este vorba despre Sfânta Liturghie. Aceasta era legea noastră, pentru că în Sfânta Liturghie s-a adunat comunitatea, erau cu toți acolo în fața Dumnezeu, erau unii cu alții în comunie de iubire, se închinau Dumnezeu cel adevărat, păstrau adevărul de credință și de dogmă și iată că își păstrau legea strămoșească. Și din perspectiva acestei puteri care o primeau ei pentru credința aceea Dumnezeu, iată că și-au lăsat toate și-au apărat și țară și neam și valori și toate celelalte. În ziua de astăzi am fi, să zic așa, niște oameni neinstruiți sau poate niște oameni ignoranți ca să încercăm noi nu știu ce idealuri să le mai reparăm într-o clipeală. Iubiți credincioși, trebuie să fim conștienți de starea în care ne aflăm noi ca neam. Dar dacă nu mai poți aduna pe copilul tău din Italia, din Germania sau din Anglia sau de peste tot, măcar acolo unde ești tu, încearcă să trăiești creștinește și românești. Adică, să faci din casa ta pământ românesc. Să faci din familia ta Sfânta Biserică Ortodoxă. Să faci din sufletul tău templul al Dumnezeu. Și iată că dacă noi putem să fim așa ca un candelabru unit, iată că să fim mai multe LED-uri care sunt împânzite în toată lumea și va fi un pământ nou și un cer nou, pentru că Dumnezeu într-o clipeală îi va lua pe toți la strigarea îngerilor, indiferent unde vei fi tu în capătul lumii, vei fi luat în împărăția Lui dacă ai trăit așa cum se cuvine, creștinește, iubiți credincioși. De aceea trebuie să ne ridicăm de la conștiința asta individuală, la conștiința de biserică, la conștiința de neam, la conștiința de popor al lui Dumnezeu, pentru că uitați-vă, frățiile voastre, ceea ce ne unifică pe noi, pe toți, pe fața Pământului, este ceva mai presus de neamul, ci este Duhul Sfânt, care se află în cei care, cu adevărat, sunt ortodoxi, trăitori și păstrători ai Duhului Sfânt în inima lor. Iubiți credincioși, îl rugăm pe Dumnezeu și pe Măicuța Domnului, ca să ne ocrotească, să ne păzească, în aceste vremuri în care vedeți, frățiile voastre, că nu mai ai la cine să spui nădejdea. Nici la conducătorii bisericești, care trădează biserica și credința prin ecumenism, nici la conducătorii lumești, care trădează neamul acesta printr-o hoție și o dezbinare continuă, nici la noi care suntem neputincioși cu toții, de aceea nu ne rămâne decât pocăință în fața lui Dumnezeu și nădejdea lui credincioși ca să ajungem cu toții prin jertfă, pentru că aceasta ne așteaptă, jertfă, mărturisire și ucenicie, să ajungem cu toții în Împărăția Cerurilor. Amin.